cine seamănă vânt cu lege furtună, iar uraganul din sufletul Alinei a fost declanșat de glumele lui Valentin cu Larisa în timpul task-ului cu cătușele. Acest place ție în cătușată nebună, te-ai mai experimentat din astea? Întotdeauna mi-am dorit să fiu legat. Nu te gândeai că chiar în casă în mireasă, a? Asta numai cu poliție și niciunul nu m-a legat. Per favor, mi-a mor, zgon dormitor. Până se întâmplă chestia asta, n-am avut niciun motiv pentru care să fiu gelasă pe bune, știi? Asta aveam în cap. Tot episodul prin care eu am trecut. Vali nu vedea aceste glume ca pe un capăt de țară, dar Alina, reamintindu-și pățanile din trecut, suflă și în ea urt. Stai mâna 30 de secunde. Dar ce mi-ai zis în... Dacă ai supărat exact din lumele mele, mă gândeam că, bă, poate nu sunt ceea ce-ți dorești. Ți-e frică că nu ești pentru mine, dar totuși faci glume cu altcineva? Vrei să-ți asiguri din mai multe părți? Nu, cum mai fi legătura asta? Bă, care e problema? Și te văd că prefer să comunici cu altcineva. Ca să nu vorbesc cu tine, ca să nu dau curs discuție și să ajungă la o ceartă. Știam că s-ar putea să... Pentru că mă știu pe mine cum reacționez la mine. Să se teritezi cu mine. Mm-hmm. Zis, doamne, mamă, că nu am avut nimic. Pentru tine este o prostie, pentru mine nu. E un lucru mare, iubi, că îți pasă ție de chestia și da, într-adevăr. Dar îți dă seama că eu vreau să... Aș vrea să ne dorim să te citești. Sunt sigură că o să ies afară și o să-mi pară rău dacă continui. De ce? O să se întâmplă glumă, da, de la pentru că tu o să faci lucrurile astea și afară, eu nu o să le văd și la un moment dat o să văd probabil altceva. Eu aștept să plec, ți-am zis, și tu, dacă găsești pe cineva care să fie ok cu lumele tale, atâta timp cât nu este vorba despre înșelat, atunci o să trecem peste orice. De ce să ajung eu să mă împar mie rău, să mă implic mai mult, să sufăr după aia, ca să ce? Ca să fii tu bine? Nu. Dar ție nu ți se pare că ești dat cu glume? Nu, eu nu am ripostat la glume. Este o diferență maximă. Te-ai fost în spatele lui, apoi cum am dat, apoi discuți, apoi stăm de mână sau stăm, nu avem o treabă, tu ești de felul și întreținezi mai mult. Valentin, oprește-te, că mă enervezi. Eu m-am pus în spatele lui, tu ai ales-o pe Larisa. Suntem chit. Și deși Alina părea foarte supărată, Vali spera ca petrecerea să-i aducă mult dorita împăcare. Seara. Ce faceți în seara? Foarte bine. Sunteți foarte frumoasă. Mulțumesc. Foarte elegantă. Mulțumesc. Sexy. Mulțumesc. Cochetă și respingătoare sunteți? Nu am fost destul de clară. Și ce înseamnă? Să știu în ce poziție sunt eu în ochii tăi. Atâta zic. Au fost anumite chestii. Și acum, cu task-ul ăsta, ai fi putut să-mi demonstrez că ceea ce credeam până atunci și ce s-a întâmplat până atunci a fost o prostie. Da, până atunci. Snap. Doar m-ai confirmat. Și cu mine nu se poate discuta chestia asta? Nu? Eu nu încerc să-ți schimb decizia. Dacă e decizia atâta de tare bătută în cuie, eu sunt mai lup pentru chestia asta oricum, pentru că nu doresc să te pierd. În fine, părerea mea nu contează absolut deloc. Dacă totuși te-ai plimbat o lună jumate după c***ul meu... Te-ai plimbat după c***ul meu, ne-am plimbat o lună jumate. Dacă toți e drag de mine și ai avut și ți-ai dezvoltat niște sentimente față de mine și le deschizi față de mine... O să-mi susținat. Nu altă zi, nu-i problem, nu-i neapărat acum. Pe tine te-am ascultat acum, nu-i problemă. Despre mine... Bine, altă zi. Nu pare rău. Totuși, în seara asta trebuie să stabilim niște chestii, așa, să fim... Suntem doi mai maturi. Trebuie să te gândești la asta înainte, cred. Dar, cum nu ți-a păsat nici înainte, nici acum să-ți spune. Da, chiar nu pasă și-mi păsa și înainte, țin să te contrazic. Asta e părerea ta. Înseamnă foarte mult pentru mine. Și care e diferența dintre noi doi? Tu mi-ai zis până acum numai vorbe și prin fapt mi-ai arătat altceva și eu vorbe nu ți-am zis deloc și prin fapt ți-am arătat mai mult. Tu bagă. Iar dacă Vali nu înțelegea de ce Alina e foc și pare din cauza unor glume nevinovate, explicațiile continuau. Am mai avut discuții despre asta, în care tot eu am picat prost. Toată lumea vine și îmi sare în cap că mama Dana te pune într-o lumină proastă. Nu. În relația noastră, noi ne punem într-o lumină proastă, pe mine m-ai pus tu. Și ai avut ocazia acum să-mi demonstrezi că tot ce am crezut până acum, atunci, au fost prostii. Îți mai dorești la această sumă? Nu, acum nu. Acum nu. Deci nu mai dorești lumea. Ți pare că eu vreau să ieși cu tine de mână pe stradă și să-mi zic aia, uite că ăștia au certuri acasă din cauza mea?
Chiar crezi că am nevoie de lucrul ăsta? Nu o să existe. Așa mi-ai zis când ai făcut primele grumete. Nu există așa ceva. Nu o să mai existe pentru că știu că te-ai deranjat și am văzut că eu am greșit. Și ce ai făcut? La prima ocazie și mai rău. Adică ce glume că mi-ai cuși mie numele? Nu, direct, sexuale, direct. Martorul lui Dumnezeu, mă, că nu am avut nici alt nimic. O secundă în creier. Tu nu vrei să ai încredere în mine, vrei să ai încredere în orice altceva. Sunt nebună, nu? Nu ești nebună, dar te rog frumos să ai încredere când zic ceva. Te văd în primul, mai e de fraiere, pe bine? Păi ce chiar de fraiere, spune-te? Să am încredere când îmi zici ceva? Păi dar tu doar asta ai făcut, doar mi-ai vorbit. Iertat doar că ce-am gândit eu și cum am pus problema. Și restul nu ți-a văzut nimic din partea mea? Nu am fost zero barat, adică... Mi-ai zis doar că nu e nimic și n-a fost nimic și niciodată n-o să fie nimic și mi-ai arătat contrariu. Despre asta vorbesc. Așa ești, nu-mi convine. Și cel mai tare m-a durut că seara ți-am zis un lucru și a doua zi am văzut lucru altceva. Ești prea rigidă, trebuie să fii un pic mai flexibilă. Pentru că cred că ai nevoie de o femeie pe care să o întorci cum vrei tu. Doar că nu ai găsit-o aici. Sunt și moldoveancă și am trăit și în București. Dacă chiar voiam să fiu cu ea, mă, și dacă, vezi, doamne, îmi veneau mie glumele astea, dacă stăteam mie gândul la ea, nu puteam să fiu cu ea. Păi eu zic că da. Păi atunci poți să fii cu ea. Păi puteam, dar n-am vrut. Se vede că e altceva la tine. Dar ce e altceva, femeie? Că dacă voiam chestia asta, de ce, doamne, eram acum cu tine la discuția asta? Poate tu vezi altfel prietenile astea, dar sunt sigură că dacă le vedea la femeia ta și la altul, nu ți s-ar mai părea atât de prieteniști. Față de tine, în momentul ăsta am făcut chestia asta. Eu zic să lăsăm discuțiile astea pe mâine, dacă se deschid ușile, apoi mâine, când o să... Așa, așa, asta se lasă. Iar după o noapte întreagă în care n-au mai interacționat, Vali făcea o ultimă încercare de împăcare cu Alina. Uite cum s-a pus în pată, mă, tu că ai sufletul ei, mă. Ai venit să-mi spui noapte bună? Da, te-am încercat un pic. De ce? Eu, cu mine. Afară să iei, nu lăsa cu mine, că n-am ce să vorbesc cu asta. Și acum ai să-mi spui noapte bună? Eu aveam subiecte cu tine pentru următoare 50 de ani. Afară zic că nu mai ai să... Pentru că tu mi-ai limitat subiectele. Tu ai trece peste o înșelare, de exemplu? Glumă altă aici. Dar la asta duce. Nu e așa chestie. Nu, mai gândește-te. Eu știu că spune aceeași chestie. Ce-a fost asta? Limite, nu știu. Îndoieli? Pe tine te-a deranjat faza cu Larisa, pe tine, Valentin, te deranjează glumițele legate de Leo. Da, Leo, cu mama Dana, până să nu mi se scoată puțin ochii cu glumele cu Larisa, am simțit și eu nevoia să o atacă. Și, fix lângă ea stai, uite cum stai între ele două. Pentru că eu am repetat, nu e vorba despre Larisa, e vorba despre orice fată, dacă face glumele astea. N-are nicio treabă Larisa. Și am înțeles. S-a întâmplat să fie ea, corect, dacă era alta tot mă deranja. Și în cazul lui Leo, s-a întâmplat să fie Leo? Nu, în cazul lui Leo n-au fost glume din partea mea. Asta ziceam că e diferența. El le face, eu pur și simplu nu le-am oprit. Asta a fost greșeala mea, dar nu le-am făcut. Da, am văzut că erai foarte pornită. Da, pentru că pe mine chiar m-a deranjat. Și ce s-a întâmplat? Sunteți acum de mână. Hai, povestiți-mi, când v-ați împăcat? Ieri. Și cum? Ce ați vorbit? A venit, s-a rugat de mine să o iert și să... Hai că dacă am speriat un pic. Da, da, m-am speriat că e... A jucat-o bine. Da, da, m-a ținut-o să-mi spas, nu pot să zic. Și moldoveancă și trăită la București. Da. Atenție! Mi-a dat. Am noroc cu mama că e moldoveancă și m-a înstrit puțin de când eram mai mic. M-a ținut mai intenționat pe noi, băieți. Deci ce a stabilit ieri? Că eu n-am să mai fac glume. Păi eu o să fiu un trist? Nu. Să faci glume cu Larisa? Nu, n-are nicio treabă. Larisa e glume cu referire cu fete. Exagerat. În casa Mireasa, că afară poate să facă câte vrea, că nu o să știi. Cum adică? Nici am așa. Stai, știi tu ce face el la job când se duce? E prea trage de treabă, mai lăsați-ne puțin. Îmi pare rău, dar trebuie să vedem realitatea așa. Vine o doamnă, o domnișoară drăguță, neajutorată la service, la el.
Omul nu se poate atât. Nu poate să nu facă o glumă, că în viață trebuie să mai și zâmbim. Dar tu nu o să știi. E limita bunului simț. Că nu-i pui domuri la nu, dar... Mă mai gândesc acum. Nu, dar atâta timp cât le-a văzut și el și a zis că și-a dat și el seama că sunt exagerate. Ce să mai zică dacă l-ai luat așa tare, îți dai seama. Mi-a zis-o fără să-i zic nimic. Înainte de toate am observat, m-am pus și eu în aceeași poziție și mi-am dat seama că e urât. Nici nu ți-a displăcut cu glumele alea. Acum hai să o spunem și pe aia dreaptă. Dacă mi-a plăcut în momentul displăcut. În care... Displăcut. Giovanna, zis, aveți ceva de zis că se aude pe post. Ce șușotiți? Nu am făcut nimic, am pupat-o. Ați pupat? Bine, continuați. Așa zi. A fost un moment în care nu m-am gândit, nu? A fost o chestie premeditată, o chestie gândită, când am făcut acele glume. N-am... Da, întrebarea mea este alta. Dacă la acel task nu era Larisa, nu știu, era Sabrina sau Alexandra sau Giovanna, tu făceai aceleași glume? Nu pot să-mi dau cu părere, dar cred că da. Dar tu ce ziceai? Sper să nu. Sper să nu. Sper să nu le facă. Păi, stai puțin. Nu dacă fac, sper dacă să nu, înseamnă că într-adevăr este o chimie acolo sexuală între ei doi. Nu. S-a fost ne zică el, ea. Dar poate să fie o chestie în subconștient, știi? Nu, aici pot să răspund eu. Nu are nicio legătură. Ce? Ce a zis? Vede Giovanna, vede și eu, vede și da, nu, uite, asta este o întrebare la care răspunsul trebuie să-l găsiți voi. Da, cumva așa se vede. Dacă era altcineva la task-ul acela în locul Larisei, dacă tu ți-ai fi permis sau ai fi făcut alte, aceleași glume cu una dintre... Sabrina, tu zici nu? N-ar fi făcut? Păi nu știa spaniolă. Nici Alexandra. Uite, Alexandra se uită la mine și zice ce mă ajută, Andrei? Nu. M-a ajutat să mă cu tine. Deci e clar că e o problemă cu Larisa. Nu, nu este nicio problemă. Oh, nu, hai că plec mai bine să fac cine știe ce discuție, da. Dar totuși gândiți-vă.